Un protestatar s-a legat cu lanțurile de gardul din fața guvernului. Jandarmii au intrat în alertă, mai ales că demonstrantul, cea mai amendată persoană de când au început protestele Rezist, avea asupra lui și un bidon cu benzină. Cum negocierile cu jandarmii au eșuat, aceștia au fost nevoiți să recurgă la forță pentru a sfârși protestul extrem. Bărbatul a fost amendat cu 1000 de lei. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Băi, nu-l mai trage! Ce face? Băi, nu-l mai trage, bă, așa! Așa s-a încheiat protestul extrem. Jandarmii au smuls bidonul cu benzină din brațele bărbatului, l-au imobilizat, iar în timp ce pompierii au tăiat gardul, l-au înfășurat într-o prelată, l-au încătușat și l-au dus la secție. A fost nevoie de intervenția unui echipaj de la descarcerare. Mihai Dide s-a legat cu lanțurile de gardul din fața guvernului după ce în presă au apărut zvonuri că executivul va adopta o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. Ca să împiedice autoritățile să-l alunge, și-a legat de mâini, cu cătușele, un bidon cu benzină. Da, am de gând să folosesc benzină. Nu. Nu, vreau doar să mă protejez, să nu vină să taie lanțul. N-am de gând să mă incendiez. Bărbatul a încercat să atragă atenția demnitarilor sosiți la Palatul Victoria pentru ședința de guvern și a cerut să stea de vorbă cu premierul Viorica Dăncilă. Hoților! Domnul Stănescu, cât mai aveți de gând să furați țara asta? Știu, păi și eu vă salut! Aș prefera o demisie, nu salut! Mihai Dide face parte din comunitatea Rezist și obișnuiește să iasă în stradă să scandeze împotriva guvernului. Până acum a primit mai multe amenzi, în valoare de 10.000 de lei. Viața mea este pusă în pericol de fiecare dată când merg pe un drum care nu este semnalizat, pe un carosabil nesemnalizat plin de gropi. Viața mea este pusă în pericol de câte ori merg într-un spital. El a mai fost însoțit de un bărbat. Acesta din urmă s-a legat cu cătușele de un stâlp. De un gest de protest față de măsuri, de acțiune abuzivă a jandarmilor de acum două zile, când m-a ridicat fără absolut niciun motiv. Da, am vânătăi și pe mână și pe coaste. La protest a luat parte și Madalina Roșca, soția jurnalistului german, cel care a fost ridicat recent din Piața Victoriei de jandarmi. Ea a susținut că este de asemenea jurnalistă, deși nu a stat lângă ceilalți ziariști. Ba mai mult, la un moment dat, a vrut să se lege cu cătușele de Mihai Dide. Nu mă trage! Nu mă trage! Între timp, ședința de guvern s-a încheiat. Întrebat dacă s-a făcut vreo modificare privind legile penale, purtătorul de cuvânt nu a dorit să comenteze.